Poate cine știe undeva în vreun mormânt va fi și oasele mele. Să vă aduceți aminte, să duceți o rugăciune. Unde vă veți afla? Sau poate veți găsi și mormântul. Să ziceți acolo. Doamne Marte, eu sunt învierea și cu fapta ai primit cuvântul chemând din iad pe Lazar, așa și pe robul tău din iad îl scoate iubitorule de oameni. Frații mei cei sufletești împreună nevoitori, nu mă uitați pe mine când vă rugați către Domnul, ci văzând groapa mea, aduceți-vă aminte de dragostea mea și rugați pe Hristos ca să așeze sufletul meu cu drepții. După rânduială facem împreună 12 închinăciuni și rostim cu toții, odihnește, Doamne, sufletul robului Tău. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului 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 robului Tău. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
poate cine știe, undeva în mormânt va fi și oasele mele. Să-l vă aduceți aminte, să duceți o rugăciune. Unde vă veți afla? Sau poate veți găsi și mormântul, să ziceți acolo.